și farmaciștii au o zi a lor, astfel că vineri 25 septembrie sunt sărbătoriți în întreaga lume cu ocazia Zilei Internaționale a Farmaciștilor. Această sărbătoare a fost adoptată în anul 2000 de către Federația Internațională a Farmaceuticelor. Printre altele, această zi își propune să atragă atenția asupra tuturor farmaciștilor, dar și asupra relației și a modului în care aceștia ajută oamenii. Federația Internațională încurajează toți reprezentanții domeniului farmaceutic să celebreze această zi și să ajute la răspândirea informațiilor despre domeniu și beneficiile sale în societate. La nivel mondial se organizează evenimente și proiecte pentru a scoate în evidență munca pe care farmaciștii o depun la nivel local, ajutând astfel la îmbunătățirea sănătății oamenilor. Evenimentele pot include prelegeri, expoziții sau diferite activități în care să fie implicați adulții și copiii, cărora li se arată numeroase modalități prin care o farmacie îi poate ajuta. Trebuie menționat și faptul că astăzi se mai sărbătorește și Ziua Psihoterapiei, aflată deja la ediția a patra. Este un eveniment care are de asemenea legătură cu oamenii și ajutorul oferit acestora.